Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi. Pentru voi cei care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva special din viața dumneavoastră. Da? Cei care vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune a voastră sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, este clar că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru dumneavoastră sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, despre ce este vorba în această etalare. Iată că vorbim aici despre un mesaj, da? Despre o veste care vă poate găsi în acest moment, da? Pe voi, pe de o parte, da, dragele mele, dacă sunteți femei, așteptați-vă ca această veste să vină peste voi, da? Faptul că sunteți însărcinate. Iată că vedem că unele dintre voi chiar v-ați dorit acest lucru, da, și ați sperat că acest fapt se va întâmpla și iată că el se întâmplă acum și sunteți cât se poate de bucuroase de faptul că veți avea familia dumneavoastră, că veți fi alături de persoana voastră, da, și știți pe undeva în interiorul vostru că persoana voastră va fi cât se poate de fericit la aflarea acestei vești din partea dumneavoastră. Da, iar altele dintre voi, dragele mele, văd că veți fi luate prin surprindere de această veste că sunteți însărcinate și poate chiar dacă veți considera că acesta este un moment neprielnic pentru că voi să aduceți pe lume un nou copil, totuși veți merge înainte, da? Veți decide că este cea mai bună oportunitate pentru voi să luați viața de la zero, să luați viața în piept unele dintre voi, da? Și de asemenea vă veți bucura. Dragele mele, este această veste extraordinară. Poate că unora dintre voi vă va fi teamă să îi spuneți acest lucru partenerului vostru, da? Să-i spuneți că sunteți însărcinate, dar să știți că veți aduce o veste extraordinar de bună în fața lui, da? Adică acesta nu va putea să-și rețină chiar lacrimile de bucurie pe alocuri. Da? În așa măsură va fi marcat de frumos de această veste extraordinară din partea ta. Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, și următoarea carte. Iată că vedem aici faptul că mulți dintre voi vă aflați într-o relație de cuplu, da? Și nu faceți altceva decât să vă oglindiți unul pe celălalt în această perioadă, pentru că ați ajuns la acel nivel în care, iată, vă cunoașteți deja destul de bine, da? Probabil că realizați destul de multe lucruri împreună, da? Și acest lucru nu este fără urmări în viața voastră, da? Adică tot ceea ce faceți împreună, toate aceste acțiuni au ca urmare faptul că, iată, vă oglindiți unul pe celălalt, da? Vă vedeți în partenerul sau în partenera voastră, da? De multe ori vi se pare că acest partener sau partenera voastră nu face lucrurile pe care ar trebui să le facă în această conexiune, da? Vi se pare că dumneavoastră dați totul și acest partener sau partenera voastră nu se ridică la înălțimea așteptărilor voastre. Da? Ei, dragii mei, dragile mele, dacă credeți acest lucru sau dacă orice altă trăsătură pe care o vedeți la acest partener sau parteneră nu vă satisface, da? Să știți că se întâmplă din cauza faptului că și voi aveți aceste trăsături în voi înșivă sau în voi însevă. Da? Așadar, va trebui să fiți foarte atenți, atente în perioada următoare și să nu mai dați vina pe el sau pe ea pentru insatisfacția voastră, ci pur și simplu să căutați în voi înșivă, în voi însevă această insatisfacție, da? Și să vedeți ce aveți de reparat acolo la nivelul interiorului vostru. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că sunteți inseparabili, dragii mei, dragele mele. Vedem această inimă frumoasă alcătuită prin intermediul mâinilor. Da,
Dragostea voastră va fi întotdeauna alături de voi, da? Și vă va ajuta să treceți peste orice împreună, împreună sau separat, chiar dacă sunteți distanțați, chiar dacă sunteți la o distanță considerabile unul de celălalt în aceste momente, acest lucru nu va însemna că nu veți putea acționa din dragoste și pentru dragostea voastră. Da? Din acest punct de vedere, văd că unii dintre voi vă veți manifesta cu aceeași iubire cu care vă manifestați la începutul relației, da? Atunci când v-ați văzut pentru prima oară în urmă cu ceva timp, pentru unii dintre voi poate pot fi câțiva ani, pentru alții pot fi câteva luni sau câteva săptămâni, da? Nu contează neapărat timpul, dar contează această intensitate a sentimentului pe care o regăsiți, iată, și la această distanță considerabilă de timp sau de spațiu care vă separă în aceste momente. Da, pentru că vedem că acționați în așa măsură, da? Tot ceea ce faceți, voi faceți în virtutea sentimentului de care sunteți copleșiți în aceste momente. Da, și văd că v-ați dori și în aceste momente să fiți alături de partenerul vostru sau de partenera voastră și veți face tot posibilul în perioada următoare să aneantizați această distanță care există între voi, da? Să o ștergeți pur și simplu. Adică să vă întâlniți cu partenerul, cu partenera voastră și să creați din nou alte momente inedite împreună. Hai să vedem și următoarea carte. Da. Vedem aici că o persoană căreia îi este teamă sau i-a fost teamă să vă vorbească până acum, dar văd că el sau ea va face un gest față de tine care te va lăsa fără cuvinte. Da? Dragostea acestei persoane față de tine te va șoca în perioada următoare, astfel încât vei ajunge să spui și să remarci faptul că niciodată cineva nu te-a tratat precum te tratează această persoană. Și ești dispusă și tu, draga mea sau dragul meu, să faci orice mai departe spre a păstra, spre a menține această conexiune în acest nivel de siguranță în care vă manifestați amândoi în această perioadă. Da? Siguranță și stabilitate. Da, pentru că asta văd referitor la această persoană a voastră, referitor la voi. Da, într-adevăr, această persoană care este acum în viața ta, dragul meu sau draga mea, este de neînlocuit, da? Nu poate fi înlocuită de altcineva și oricât poate ți-ai fi spus la începutul acestei conexiuni că poate nu este el cel așteptat sau ea cea așteptată, da, poate nu este această persoană cea pe care ai dorit-o atâta timp. Ei bine, iată că prin acest gest, care poate fi o vorbă pe care ți-a spus-o, niște cuvinte pe care ți le-a rostit sau pur și simplu un gest, da, faptul că îți va dărui ceva sau faptul că va face ceva pentru tine în această perioadă, te va lăsa fără cuvinte. Da? Și următoarea carte... Următoarea carte, dragii mei, dragele mele, vorbește despre o persoană cu care tu ești în relație în aceste momente și care pare să vorbească cu tine într-un anume fel, da? De parcă ar fi fost obișnuit sau obișnuită cu un anume tip de bărbat sau de femeie în viața sa. Da, și se pare că prin modul acesta al său de a vorbi față de tine, da, pur și simplu îți rănește sentimentele, da, nu ești de acord nici cu ceea ce spune el sau ea neapărat și nici cu modul în care te tratează, da, ți se pare că această persoană ar putea să arate mai multă considerație față de tine, da, având în vedere ce s-a întâmplat între voi și având în vedere că, iată, vă aflați într-un moment deloc de neglijat în relația voastră, da, într-un moment care probabil v-ar putea lansa spre o nouă etapă în viața dumneavoastră de relație. Da, bineînțeles că acest lucru va depinde de voi amândoi, da, încotro se va orienta această conexiune a voastră, dar pentru tine, dragul meu sau draga mea, ceea ce va conta în perioada următoare va fi modul cum această persoană se va
reașeza, ca să zic așa, își va reconsidera poziția, își va reconsidera comportamentul față de tine, da? Pentru că văd că pentru tine asta contează, asta primează în acest moment foarte, foarte mult. Și ai dreptate, dragul meu sau draga mea, de ce nu? Ai și tu nevoie și ai tot dreptul să fii respectat, respectată pentru ceea ce ești, mai ales în această conexiune de iubire. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un 8 de pentagrame, dragii mei, dragele mele. Vedem pe cineva aici care se dă peste cap pentru tine, da? Cineva care va face tot posibilul în perioada următoare să te cucerească și va dori să te cucerească iremediabil, da? Adică să nu se mai întâmple, să nu se mai poată întâmpla nimic între voi care să vă facă să vă stopați relația sau să vă opriți aici, da? Pur și simplu văd că această persoană este foarte hotărâtă să facă tot ceea ce este nevoie pentru a-ți obține atenția în perioada următoare, da? Și pentru a obține acceptul tău vis-a-vis de această conexiune a voastră. Da, dragii mei, dragile mele, iar pe de altă parte vedem o persoană care muncește foarte mult în această perioadă, care se dedică foarte mult muncii sale, poate fi persoana voastră, poți fi chiar tu, dragul meu sau draga mea, pentru că vedem că, dintr-un anumit punct de vedere, pentru voi contează foarte mult situația financiară în această perioadă și modul în care voi vă dedicați activității voastre. S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să aveți mai puțină dreptate, dar important este să faceți ceea ce considerați că trebuie să faceți în această etapă. Da? Și următoarea carte, iată că este echilibrul, exact ce spuneam și mai devreme, poate că ar trebui pe alocuri să acordați atenție acestui echilibru, în sensul că nu trebuie neapărat să vă dați peste cap pentru a face anumite lucruri, da, sau să faceți ceea ce considerați că vă depășește puterea, forța și așa mai departe, da, ce depășește nivelul vostru de a putea realiza ceva, da. Ei bine, dragii mei, dragile mele, este bine chiar să cereți ajutorul pe alocuri, da? Dacă aveți acele persoane pe lângă voi cărora le puteți cere sprijinul, de ce nu puteți să faceți și acest lucru? Dar văd cum acest înger, iată, al echilibrului va veni în viața ta și va încerca să aducă mai multă armonie între diversele domenii care îți alcătuiesc viața în aceste momente, da? Mai ales între cariera ta și relația ta actuală, da? Poate că va trebui să-ți acorzi mai multă atenție ție însuți sau ție însăți și apoi conexiunii tale, da? Astfel încât sufletul tău să se simtă mult mai în pace, mult mai liber, da? Mult mai neînchistat. Și următoarea carte, iată că este un 8 de cupe, dragii mei, dragile mele, aceia dintre voi sau acelea dintre voi care veți avea nevoie de o vacanță în această perioadă, da, sau aveți nevoie pur și simplu să vă liniștiți sufletul, să mergeți 2-3 zile sau chiar o zi, să faceți o mică călătorie, poate să vizitați anumite locuri cu încărcătură deosebită pentru voi, da? Poate să vizitați anumite biserici, mănăstiri și așa mai departe care pe voi vă pot încărca. Puteți face acest lucru, dragii mei, dragele mele. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem o nouă dragoste pentru voi, dragii mei, o nouă persoană care ți-a furat sentimentele romantice în această perioadă, se apropie de voi și mă gândesc, bineînțeles, la această persoană care nu a făcut altceva în această perioadă decât să-și dorească prezența ta în viața sa și care te va cuceri. Și tot felul de provocări, iată că toate... Vedem aici cu această carte că toate conexiunile de iubire au parte de provocări pe parcursul drumului lor, dar provocări pe care sunt meniți să le parcurgă împreună. Da? Așa se va întâmpla și cu voi de această dată. Dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!